Bună! Bucătăria și Papă vă arată cum se face fasolea prăjită. Pentru acest lucru vom pune într-o tigaie puțin ulei la încins, peste care vom adăuga pentru gust puțină șunculiță afumată. Când șunculița dă semne că se rumenește, vom adăuga ceapa. O să punem două cepe mari. Când ceapa a început să se rumenească, vom adăuga 2 morcovi dați pe răzătoare. Vom condimenta totul cu puțin piper, boia iute, frunză de dafin și puțină sare. După care vom pune o lingură de bulion, vom adăuga sucul de roșii, tarhonul, o cană de apă, sosul nostru este gata, ne pregătim să-l adăugăm peste fasole. Amestecăm, mai completăm cu puțină apă și vom lăsa la fiert jumătate de oră la foc moderat. Fasolea noastră este gata. Nu uitați, pentru ingrediente și mai multe informații, vizitați www.iasipapa.ro. Să aveți poftă!